Domnule președinte, soluțiile din trecut, sau ca să fiu mai exact, soluția fostului guvern la problemele sănătății a fost să facă un site unde românii să se poată plânge de medicamentele sau vaccinurile care lipsesc, uitând să rezolve problemele. Dacă aceasta este soluția la probleme, să nu ne mirăm că ne aflăm în această situație. Trebuie să aducem medicamente pe piață pentru toți românii.